Salutare! După o perioadă de aproximativ un an de zile de utilizare în bucătărie al acestui cuțit, într-un final astăzi mi-am dat seama că nu i-am făcut o prezentare pe canal. Astfel că astăzi vă prezint cuțitul tradițional japonez Ajikiri, care nu este nimic altceva în esență decât un cuțit mic, compact, utilitar, de tip paring knife, cu o aplicație destul de versatilă, aș putea spune, în activități de tăiere multiple. Am să vi-l arăt înainte de toate, după care discutăm despre el. Este o construcție de tip sanmai, laminare cu miez din oțel carbon. Din păcate, nu știu producătorul la acest cuțit, nu știu nici exact tipul de oțel carbon, dar este oțel carbon. Avem mâneri de lemn din magnolie cu ferulă de plastic, mâneri de tip oval, finisaj pe lamă cu rucii, adică acesta negricios, din urma forjării, pe muchie un finisaj de tip kasumi și avem un tăiș dublu normal. Așa cum am zis, cu un cuțit mic, compact, simplist. Celălalt care îl vedeți este același cuțit, doar că este folosit de mine, aceeași construcție, nu mai are acel finisaj negru, a avut și rugină pe el, l-am finisat și l-am finisat deja de vreo 2 ori, a format și o ușoară patină, nu știu dacă reușește camera să prindă, uitați acum se vede, avem și o patină frumos formată de nuanțe albăstrui, pentru că și laminarea în cazul lui este reactivă. Aici este mai galben deoarece am tăiat ceva lămâie în urmă cu câteva zile. Și la fel, mâneri de magnolie, ferulă de plastic mai mică de această dată. Este un cuțit și mai vechi, cum îi zice, foarte subțirel. Și pentru că este foarte mic și subțirel, este foarte util în activități de tăiere verdeață, usturoi, tocat usturoi, tocat ardei iute, dacă este cazul, dar la fel de bine dacă ești pe grabă și vrei să-ți prepari ceva, un prânz sau un mic dejun mai pe repede înainte, la fel de bine poți să iei o roșie, un castravete, câteva felii de un salam sau orice altceva dorești cu el. În principiu e gândit, așa cum am zis, mai mult pentru verdețuri și pentru usturoi, ardei iute la tocat, pentru că este foarte mic și ușor și compact, foarte precis, dar așa cum spun, se poate utiliza la absolut orice dorești. Tipul de geometrie a lamei va fi de regulă fie convex, convexie totală din coamă până în tăiș, foarte ușoară, fie, cum e cazul acestuia nou, are concavitate pe muchie și nu convexie. Ca să înțelegeți, nu știu în ce măsură se va vedea pe cameră. Probabil că nu. Dar s-ar putea acum, cumva, cumva, ia stați așa. Dacă vă uitați atenți aici, pe muchie, observați că există un spațiu între riglă și muchie. Adică acea concavitate despre care vorbesc, unde la acesta avem o secțiune convexă în totalitate de la coamă, dar nu mă ajută camera să focalizeze. Este o convexie de la coamă până în tăiș, după cum observați. Nimica deosebit, în principiu foarte simplist făcute. Nu te încurcă, este mai performantă geometria de tip concavă pe muchie pe ambele părți, deoarece este mult mai subțire și este mult mai performantă în tăiere. Problema este, intervine atunci când după mai multe ascuțiri ai nevoie să subțiezi lama, nu vei, dacă o faci manual pe pietre, chiar și la grinder, nu va atinge zona asta din mijlocul muchiei pentru, din cauza acelei concavități. Mă rog, hai să vedem un pic și niște dimensiuni. Am uitat să îmi aduc ruleta, dar va trebui să o aduc pentru lungimea totală, câteva clipe. De regulă, ele sunt făcute la lungimea de 9-10 cm.
Da, ăsta are 90 cm și jumate. Ăsta la alt are 9 jumate, o lungime totală și vorbim de acesta nou. O lungime de totală de 22 de centimetri, 220 de milimetri. Avem o înălțime a lamei la coamă deasupra de călcâi de 33,55 și în general sunt foarte subțiri ca și grosime. Pentru performanță avem 1,59 la călcâi deasupra de la coamă deasupra de călcâi. În cazul lui se păstrează această grosime până în zona de curbură unde începe să se subțieze. La fel și în cazul acestuia, cred că este chiar mai subțire un pic. A, nu, aproape la fel, 1,52, 1,46, 45, 1,43. De regulă, acest model de cuțit îl veți găsi într-o multitudine de variante de oțeluri, de la cele mai ieftine posibile ca și calitate, ca și oțel, până la cele mai scumpe. În cazul acestora două de față sunt oțel carbon ambele. Sunt și din pulberi metalurgice, dacă nu mă înșel, am văzut atât din WG10 cât și din SG2, dacă mi-amintesc bine și chiar și din ZDP-189. Dar din punctul meu de vedere, pentru utilitatea lui și la dimensiunea lui, în afară de strict subiectiv vorbind, de buget, de moft și așa mai departe, pentru aplicația lui, consider că maxim un oțel carbon este suficient ca și preț de achiziție, pentru că le veți găsi undeva de pe la, depinde, 50, 60, 70 de euro începând în sus ca preț de achiziție în funcție de tipul de oțel și tipul de mâner. La capitolul mâner am putea să zic că vor fi atât în formă ovală ca acesta, cât și cele octagonale sau în formă de D. Deci nicio situație, dar diferă tipul de mâner. Ăsta este de magnolie, fiind printre cele mai ieftine ca și preț de achiziție la cuțite. Mai sunt din stejar, sunt diferite. Sunt mâneri de pacaud, și ce mai fac ei de trandafir, de nuc și așa mai departe. Prețul variază în funcție de mânerul care îi se pune și evident în funcție de tipul de oțel. La capitolul duritate nu ar avea sens să fac mențiuni. Din nou, depinde tipul de oțel. Dacă e un WG10, probabil în zona de 60-61 duritate. Dacă sunt oțeluri carboane, tot acolo în zona de la 60 în sus. Dacă sunt pulberi metalurgice, la fel. 62, 63, 64, depinde ce tip de oțel este. Așa că tot ce este important la acest cuțit este ceea ce face. Și așa cum am spus, îl voi folosi pe acesta al meu. Se poate toca verdeață foarte lejer și foarte ușor. Se poate toca ardei iute, usturoi, lucru care am să-l și fac acum. Am un cățel de usturoi care mă pregătesc să-l prepar pentru ceva pește. Așa că el fiind foarte, foarte tăios datorită oțelului carbon, da, aici nu m-am descurcat la ultima porțiune foarte bine, dar ca idee cam asta poți face cu el. Poți la fel de bine tăia un castravete, așa cum am zis, dacă dorești să-ți prepari un mic dejun. Și credeți-mă, am observat asta chiar și la mine, deși am toate dimensiunile de cuțite și diverse aplicații, când vine vorba de a-mi prepara ceva foarte repede de genul ăsta, cel mai repede fug după cel mai repede întind mâna după acest cuțit, deoarece mi se pare atât de jucăuș și de precis, încât dacă e să-mi prepar un sandwich sau eu știu ce, foarte repede să tai în cantități mici, este foarte, foarte versatil și îl folosesc foarte des. Acum, am de făcut o mențiune. Acest profil de lamă este foarte ușor confundat de către utilizatori cu un cuțit aproape identic, aproape, ca și profil, dar nu ca și aplicație și geometrie,
și anume fratele mai mic al cuțitului Deva. Cei care știți, cuțitul Deva este cel pentru tăiat și filetat pește, iar fratele mai mic al cuțitului Deva este cuțitul Codeva, exact același cuțit, doar că la dimensiuni reduse. Adică acest cuțit, care în varianta de cuțit tradițional, single bevel, tăiși dreapta și concavitate pe stânga, pe spate, specifică cuțitului Deva, aceeași aplicație la dimensiuni mai mici, adică asta e bun de filetat pești de dimensiuni mai mici, el fiind single bevel, totodată este și mai gros. Unde, dacă e să te uiți la ele din profil, într-o poză pe site-urile comercianților, vei tinde să crede că este același cuțit și aceeași aplicație. Pentru că din poză, din poziția asta, tu nu vezi de-a seama că aici avem de-a face cu un single bevel. Este pur și simplu o muchie, ușor confundabilă, cum este și cazul acestor două, da? Dacă nu ți-aș fi zis, n-ai fi știut care dintre ele este un agikiri, care este un codeba. În schimb, pe partea din spate, se schimbă discuția, pentru că avem acea geometrie specifică concavă pe cuțitul codeba și nu avem tăiși, unde cuțitul agikiri este cu tăiși dublu pe ambele părți. Diferă aplicația, diferă construcția. Cuțitul codeba din mâna dreaptă, evident mai gros, cel din stânga agikiri mult mai subțire pentru tăieturi de precizie și performanță. Din profil dreapta pare a fi similar, în schimb din profil stânga nu mai pare similar, pentru că din start observați această secțiune lucioasă uraoshi, care ne spune că este altceva decât cel de jos, adică agikiri. Astfel că lumea îl confundă deseori prin postările de vânzare, fie pe Facebook la mâna a doua, second hand, fie pe site-urile de comerț, atunci când este nou, și din acest profil dreapta îl confundă ușor cu unul cu celălalt. Unde, repet, codeba, aplicație tăiat, filetat pește. Având dimensiunea mai mică, evident, la pești de dimensiuni mai mici. Ce să vă mai zic despre el? Nu mai am ce să adaug. V-am zis de preț, v-am zis de dimensiuni, v-am zis de aplicație. Este un foarte cuțit foarte versatil. Eu îl folosesc cu succes la multiple activități. Îmi place foarte tare, cu atât mai mult datorită faptului că este un oțel carbon. Și cu asta am să închei această prezentare, deoarece nu mai este nimic de adăugat. Poate singurul lucru, ăsta va merge la vânzare pe Facebook. Cei care sunteți interesați îl veți regăsi. Descrierea, profilul va fi pus în descrierea filmării. Iar cu aceasta am încheiat, în speranța că v-a fost utilă informația. Nu uitați un like, comentarii, share, abonare la canal. Vă salut, numai bine!